Și cât să-ți iei? Cât? O sută. 5 poate 10, poate 4, poate 1. Da. Trebuie păziți? Da. Dar de ce trebuie să-i păzim? Ca să nu-i facem hoții, bandiții. Și dacă se îmbolnăvesc, atunci ce se întâmplă cu noi? Îi chemăm jos. Chemăm salvarea. Dacă nu spelem, nu înțeleg să ne meresc. Gen. Face o barbă foarte mare. Pare că de puncte de șelea să noi ne îmbătrânim. Și acolo vin niște mădării să ne mănâncă pe mâini, pe tot corpul. Suntem bolnavi, să ne ducem la medică să ne licuiască, să ne clieie ca să nu ne mănâncă. De unde știi omul cu bolnavi? Că a mâncat ceva rău. A mâncat o chiatră. Ia să vedem cum se descurcă echipa verde. Despre ce a fost vorba? Ei se află în burtă și noi trebuie să-i păzim ca să nu ne-i furie cineva. Copiii spun că omul poate să aibă 100, 5, 10... 4. Poate să fie o alergie sau o infecție și dacă consumăm mai multe vitamine, practicăm gimnastica, atunci suntem sănătoși. Adică este vorba de cuvântul infecție sau alergie? Infecție. Infecție. Continuăm explicația. Dar cine mai știi? Toate animale, toți oameni. Cum arată ei? De culoare roșie, de la sânge. Dar dacă sunt fără sânge, arată de culoare roz. Roz deschis. La cine ajută ei? Să respirăm. Și cum? Cum respirăm noi cu ei? Pe nas. Dacă mergi, te îmbolnăvești. Gata cu tine. Când omul cântă, îi place. Mm-hmm. Dar tu cânti? Da. Stai, cum se începe? În casa mea călduță, cu zâmbete și flori, cu ducea mea păpușă, sunt mami de ajutor. În fugulița mare, la coline mă spăl, păpușa mă însoțește la bine și la rău. Păpușa, păpușa, sânduța. Prietene bună a mea, deschide mai repede. Sunt liber? Acesta a fost Nikita. El a cântat cu ajutorul... plămânilor. Bravo! Super, extraordinar. Și echipa verde are un punct. Felicitări, dragii noștri, ați trecut primul prag. Scor după acest concurs 1-1. Și acum vrem să vă punem încă la o încercare. De fapt, vă pun la încercare telespectatorii noștri. O întrebare trăsnită. Ne dați răspuns, dar publicul va decide a cui răspuns le-a plăcut mai mult. De acord? Da. Da? Ok. Deci, fiți atenți. Eu pun întrebarea, fiecare echipă răspunde și după aplauzele voastre vom decide cui îi mai dăm un punct. Așadar, o scrisoare pe care ne-a trimis-o doamna Ludmila Buză din comuna Sărățica Nouă, județul Lăpușna, sectorul Leova. Dumnezeu are o fiică, Valentina, de 2 ani și 6 luni. Și iată, această micuță Valentina nu vroia să mănânce
miezul de pâine. Mânca numai coaja de pâine. De ce nu mănânci și miezul, că e gustos? A întrebat-o mămica. Ce a răspuns Valentina? Cred că n-avea dinți și era mai ușor să mănânci coaja. Așa, deci varianta echipei galbene, că Valentina nu avea dinți. Și acum varianta echipei verzi. Probabil că la vârsta de 2 anișori și jumătate, când copiii sunt de acum puțin ștrengari, ar fi putut răspuns și în felul următor. Miezul poate fi mâncat și mâine. Așa, dar varianta echipei verzi. Miezul poate fi mâncat și mâine. Așa, dar aplauze pentru echipa galbenă. Aplauze pentru echipa verde. Eu cred că le dăm câte un punct ambelor echipe, da? 1-1, iar acum ascultați ce a răspuns Valentina. Așadar, mămica întreabă, de ce nu mănânci și miezul, că e gustos? Nu vreau să mănânc miezul pentru că e cu pielea goală. Vă mulțumim, doamnă Ludmila Buză, din comuna Sărățica Nouă, județul Lăpușna, sectorul Leova. Vrem să vă spunem că am râs cu poftă și de celelalte fraze trăsnite, întrebări trăsnite pe care le-am citit în scrisorile dumneavoastră. Urmăriți cu atenție show-ul de astăzi, pentru că nu a rămas mult timp până când vom extrage o scrisoare din tombola noastră și vom vedea cine va deveni deținătorul frigiderului Arctic. După ce v-ați amintit foarte bine cum gândesc copiii, vrem și noi să auzim o frază trăsnită spusă de unul din copiii dumneavoastră sau de nepoții dumneavoastră. Eu aici sunt cu nepoțelul, dar am și doi ficiori micuți. Unul are 28 de ani, altul 30 de ani. Cum îl cheamă? Îl cheamă Cătălin, pe cel mai mic și cel mai mare Marcel. Marcel e tatăl lui Dănuț. Să vă trăiască. Îi salutăm dacă ne privesc acum. Aveți emoții, probabil, da? Vom auzi acum o frază trăsnită spusă de cine? De Cătălin. De Cătălin, așa. Cătălin, te trădează acum tata, fii atent. A început să studieze vioara la o școală de muzică din Chișinău și ascundea vioara sub piernă. Zic că m-a săturat de scârțâitul ăsta. Dă-mă, te rog, la alt instrument. Și acum a devenit un naist, de acum a deja afirmat. Așa, deci a găsit ieșire din situație, s-o ascundă sub pernă, așa, da? Și dumneavoastră cu cine vă lăudați? Băieți, fete, ce aveți? Doi cavalieri. Cel mai mare are 20 de ani, cel mai mic 16. Vai, nimeni n-ar fi spus. Îmi amintesc când cel mai mic avea 2 ani și jumate, în prima zi de an nou aveam oaspeți. De obicei, în această zi, în presă se publică mult despre zode, despre ani. Am discutat, ne-am determinat care s-a născut în anul calului, care a maimuței, care a caprei și așa mai departe. Spre seară, împreună cu oaspeții, aveam bilete la circ. Ne-am îmbrăcat, ne-am pregătit, vreau să ieșim din apartament. Cel mic se uite mirat la persoana care s-a născut în anul maimuței și zice... Dar ce, maimuțele tot merg la circ? Dragii noștri prieteni, vă amintim că la tombolă participă doar cele mai trăsnite fraze, iar show-ul continuă. Și acum începem cel de-al doilea concurs. Dragii noștri, vreau să vă spun că am fost în vizită la niște copii care tare și-au dorit de 1 martie să mănânce pepene verde, sau cum îi zicem noi, harbuz. Noi le-am oferit această ocazie, dar i-am filmat cu camera ascunsă, să vedeți ce bucurie pe capul lor, dar dumneavoastră vizionați cu mare atenție, pentru că veți răspunde la câte 2 întrebări. Atenție la ecran! Lumea copilor, la bani ținut mimașul.
v-a părut filmul nostru? Păcat că nu s-au împărțit și cu noi. Ne-au lăsat gura apă, nu? Bine, oricum, concursul e concurs și pregătiți-vă să răspundeți la câte două întrebări de atenție. Prima întrebare pentru echipa galbenă. Câți copii au mâncat harbuz? 5. Verificăm! Erau 6 copii! Îmi pare rău! Trebuia să vă consultați cu Dănuț. Poate el a fost mai atent, da? Bine, încerci la întrebarea a doua să răspunzi tu, Dănuț. Și acum prima întrebare pentru echipa verde. După cum ați observat, copiii nu aveau șervețele de hârtie. Ce au folosit în locul lor? Îmbrăcăminte. Verificăm. Bravo! Într-adevăr, copiii au folosit hăinuțele. Și acum a doua întrebare pentru echipa galbenă, da? Dănuț, fii atent. Unui copil îi plăcea mai mult coaja decât miezul. Acest copil era fetiță sau băiat? Băiețel. De fapt, Dănuț spune că e fetiță, dar... Să-l auzim pe Dănuț. Mie ne pare că e fetiță. Verificăm! Fetiță, fetiță au fost! Bravo, Dănuț! Ai adus un punct echipei! Bravo! Ați văzut? Trebuie să-l ascultați mai des pe Dănuț. Și acum, a doua întrebare pentru echipa verde. După ce au mâncat harbuzul, copiii s-au culcat. Ce le servi drept pernă? Așa, când e mai greu, răspunde soția. Pernuțile. Verificăm. Pernuțe, nu erau, că dacă erau, nu vă întrebam. Ce sunt? Cuburi din blană artificială. Scor la acest concurs 1-1. Așa, asistentele noastre frumoase aduc câte un balon. Apropo de ultimul concurs cu harbuzul, noastră și nu vă deranjează faptul că noi cu domnul Dascăl am acumulat doar câte un punct din două posibile, fiindcă la Vasile Romanciuc, una din poeziile lui se termină cu următoarele. Prima dată când harbuzul s-a plimbat cu troleibuzul. Așa și noi, pentru prima dată, răspundem la întrebări de așa gen. În asta și constă farmecul show-ului nostru. Vin personalități remarcabile care se dau în mintea copiilor, care își aduc aminte ce înseamnă copilărie.